Hei, salutare și bun venit la episodul cu numărul 2 din Metro. Deci de unde ești? De la stația Rижская. Mă ocup cu comerțul câte puțin. Merg încolo și înapoi, cumpăr marfă. Metrou cred că l-a explorat, da? Cea mai apropiată piață e la următoarea stație după Rижская. Acolo se începe mare de metrou. Eu înainte mergeam în unele locuri în polis, dar acum așa simplu nu poți nimeri acolo. Ai nevoie de noroc sau de pașaportul cetățeanului Ganza. Ce mai este și asta? Păi Ganza tot metrou îl unește cu un cerc. Are o mulțime de stații. Pe străin nu iubește. Iar dacă nu poți trece prin Ganza, pentru că nu te-ai născut cetățean, atunci trebuie să mergi pe la fașiștii roșii sau pe la simpli bandiți. Iar băieții ăștia au sălbăticit cu totul. Dacă nu au cu cine să lupta, se taie unul pe altul. Hei băieți, frânați, ce s-a întâmplat, Petru? La stația Alexeievka s-a blocat o rulotă militară. S-a prăbușit tunelul parțial sau ceva de felul ăsta. Așa că va trebui să mergeți prin tunelul de serviciu și să ocoliți stația Alexeievka. La dracu, urăsc acest tunel. E bine, Petru, deschide porțile. Doar nu o să stăm toată viața aici. Dar ce e cu tunelul ăsta, așa deosebit? Păi cum să-ți spun? Pare a fi un tunel obișnuit la prima vedere. Doar că e cam întuneric în el. Luna trecută am mers pe acolo. Și nu mi-a plăcut. Chiar deloc. Mai atent acolo. Nu nimic. Suntem pe căruciorul ăsta înarmați. Totul va fi bine. Da, asta sper și eu. Dar mai întâi să încărcăm armele. Presimt că va fi o bătălie aici, în tunelul ăsta. Blestematul mi se desface capul. Dacă mă veți ajuta, vom ajunge mai repede. Eugen, ajută-l! Poate vom trece mai repede acest tunel. Artyom, fii atent în spate. Este, vom zbura până la Rижская în 3 secunde. Trebuie să ne cărăm de aici. Hai mai repede, fiindcă cu ei mi-e frică. Mi-e frică și mi-e milă de ei. De ce ne ție milă ție? Tu ce, nu auzi cum plâng? Tu de ce ne vorbești? Care e ei? Oare ce se întâmplă aici? Boris! Boris! Ce se întâmplă cu mine? Ce? Ce se întâmplă cu mine? Capul. Capul meu. Cât de tare mă doare. Artyom, ce e asta? Da, interesant. Ce e oare asta? Ăștia sunt negri. Artyom! Artyom! Aici! Dacă vrem să supraviețuim, ar trebui să nimicim această amenințare. Cu orice preț. Astea probabil sunt niște extraterestri. Ce se întâmplă? Ei, băieți, trezirea! N-am înțeles. Ce se întâmplă? Drăcie, treziți-vă, ridicați-vă, treziți-vă pentru Dumnezeu. Boris, trezește-te, Boris. Inutil. O, Doamne, trage în ei, trage. Eu sunt la cârmă. Hei, treziți-vă. Treziți-vă sau vom muri toți aici. Op, s-a început veselia.
Mi-a și pe ăla să reușesc. Am apăsat butonul și e repede. Cât de urât arată. Ia armă mea. Pentru am pușcat, apăsat click dreapta și click stânga. Ah, nu reușesc. Sunt tare acești purceluși. Vă reuși oare? Salvează-mă! Voi încerca să te salvez și numai pe tine, dar pe toți. Cât de comod că sar câte unul. Păstrează gloanțele, Artyom. Ajutor! Acum și mă va ajunge. Mai avem puțin până la punctul de control. Încă un pic ne-a mai rămas. Încă o spărcăciune. Ce se întâmplă aici? Cu punctul de control. Iar eu am rămas în tunel, da? Sperăm că s-a primit cumva să ieșim de aici. Da, situație serioasă. Ardeți scățele, bă. De unde știi că scățele și nu scățeni? Acum și le arătăm noi lor. Noapte fierbinte acum așa, ar trebui să bem câte un pahar de tărie. Nu știu, posibil. În cala mea, stația Rijskaya era doar prima oprire, dar mai departe trebuia să merg singur. Înainte de a ne despărți, noi am băut pentru aceea că am rămas vii. Se spune că vodka te face mai viteaz, dar mie îmi era la fel de frică. Cel puțin am găsit un companion în aventura mea. La început nu mi-a plăcut deloc. E bine, băieți, hai să bem pentru Artyom, pentru prietenul nostru, pentru care nici monștri și nici anomaliile nu au efect. Pentru Artyom. Pentru cine putem să mai bem? Doar pentru tine. Drăcie, dacă nu ai fi tu, băiete, nu mai rămânea nimic din mă. Tu ai meritat o medalie. Medalie nu avem, dar avem cartușe. Ține. Pentru tine, Artyom. Давай, Тёмка. За тебя. Hai, Artyom, pentru tine. Блин, ты что, правда непробиваемый? Tu într-adevăr ai imunitate la anomalii? Hai să vedem dacă împotriva băuturii are vreo protecție. O? Exact. Hai să verificăm. Pentru succes și pentru Artyom. Pentru tine. Da, cana sranii se ridică. Ceva, o problemă e cu jocul. Spirteașca, ce nădă. Vodka e de care trebuie. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар не метать. Такая скука толчать в этих трущобах на риске. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. Спасибо, братан. Благодаря тебе у меня сегодня. Мультфлет бэти, доторита тие. Și eu am o sărbătoare astăzi. Este Artyom ne-a salvat. A suportat totul. Se vede că acest tunel nu a avut efect asupra lui. Așa că el ne-a apărat. S-a luptat prin toate puterile. Nici nu știu cum am ajuns aici. E bine, cât vorbesc ăștia, diferite lucruri.
Ne aflăm la o stație nouă, noi cu diferite persoane, pentru că sunt și copii. Что ты сейчас сказал? Ты Артём? Тебя тут ищет один человек. Ты Артём? Ты кого тут персона? Вот такой большой, такой страшный. Или аж де маля, аж де фиорос. Și miroase nu chiar plăcut de la ea. Dacă îmi dai un cartuș, te voi conduce spre el. Mulțumesc, mergi cu mine. Ok, hai să vedem unde duce băiețelul ăsta. Probabil face parte din misiunea jocului. Putem să mai plimb încă puțin prin metro, prin această stație Rijskin. Hei, ce stai? Doarme aici? Ne roagă să-i dăm câteva patroane. Un cartuș, vă rog. Dați-mi, vă rog, un cartuș. Cerșește unul. Nu lăsați să moară pe un fost administrator de rețea. Da, vesel. Se vede că administratorul de rețea după această catastrofă nu au mai avut de lucru. Calculatoarele au dispărut și s-au transformat toți în boschetari. Așa, să vedem. Aici văd niște gloanțe, dar cum să le iau eu? Niște cartușe. Idei, na? Se văd acolo în depărtare. Ah, se poate totuși până la urmă. Uite, acolo stă el. E bine, eu plec. La revedere. Apropie-te. Tu ești Artём, da? Ia loc. Ok, am ușa să iau loc, dar să vedem ce face toamna asta. Face mâncare din ceva. Cred că din carne de porc. Al din ăștia au mulți porci. Mie tot să-mi spun Bourbon. Tu la fel poți să mă numești așa. Ascultă, băiete. Am o treabă la stația Suharevskoye. Dar stația asta blestemată e închisă. Pe mine nu mă poți închide așa ușor. Mulți au încercat, dar mai pe scurt. Aici este o trecere, dar localnicii se tem să o folosească. O numesc blestemată. Eu am înțeles că tot blestemul ăsta din tunel nu are efect asupra ta. Înseamnă că nici trecerea blestemată nu e o problemă pentru tine. Mai pe scurt. Ajută-mă să ajung până la stația Suharevskoye. Iar eu îți voi da un AK-47 pentru asta. Ne-am înțeles? E și bine atunci. Ați să ții un avans, ca pentru drum să te pregătești. E cum, ești gata? Da, sunt gata. Dar nu are rost să stau în acest bălegar. Să hrănim puricii, putem și în locuri mai glamuroase. Așa, hai să pornim în căutarea trecerii. Poate vom obține o armă nouă, un AK-47, un Kalashnikov. Să vedem în care direcție a plecat. Vede că se vede. Bourbon. Ascultă, ce am plecat deja, da? Da, cânticul este cunoscut. Mihail Krug. De aici se începe ceva mai interesant, o etapă mai complicată. Asta este și trecerea. E ascunsă după un dulap. Și ar trebui să ne încarc bateriile. Fiindcă nu mi se stângă lampa întâmplător. Cea mai bună caracteristică care puteam să o dau lui Bourbon, un tip suspect. Să merg cu el împreună într-un tunel abandonat e o alegere nechipzuită. Îmi spuneam eu în gând, dar ce avem de făcut? Altă cale de la Rijskoye nu era. Super, am scăpat. Iar acum fii atent în toate părțile, băiete. Aici nu te plimbi pe trăsură. În acest tunel au rămas o mulțime de bărbați serioși. Dar dacă ne vom acoperi unul pe altul, totul va fi ok. Să vedem ce arme avem în primul rând. Și dacă sunt încărcate toate. Ce se aude? E doar o simplă kikimură. Nu știu ce e asta kikimură. Mutant de ăsta mic. Ei nu atacă echipele niciodată. Dar dacă vei fi singur, trebuie să te păzești. Kikimura. Da, interesant nume. Da, morți pretutindeni, văd că sunt aici. Arme
Se poate lua și gratis, văd că din tunel. Nu sunt așa de greu de obținut. Și pierzi verzi. Da. Încă un aliment cu care se pot hrăni cei din metro. Ciupercile. Un sunet ciudat. Din pământ vine sau de unde oare? Sau poate e vântul? Ai auzit zvonul despre țevile care cântă? Se spune că dacă pui urechea lângă țeavă și să asculți, poți să auzi glasurile morților. E o minciună, nu-i așa? Acolo se vede un mutant, ceva. Mai bine să mergem înapoi. E super jocul. Am o senzație de frică. Chiar e interesant. Șobolani se mișcă, care nu suntem deloc de noi. Hai să ne urcăm pe aici. Dacă se va primi. Hai, sare odată. Așa, să vedem. Și e foarte bine. Ia uite, și-au mai murit aici voi doi. Drăcie! Ăștia sunt băieții din rulote. Toți sunt mortăciuni. Ești ampila bandiților dintre Tarkovski. Iar Ganza îi amenință că îi vă omoră pe toți. Deci de acum trebuie să fii mai atent. Ei acționează fără nicio regulă. Să discuți cu ei e inutil. Iar astea sunt un sistem de alarmă. E vechi ca lumea și simplu ca chiloții de bumbac. Dar lucrează. Fii atent, nu atinge cutiile. Așa, sistemul de alarmă. Extraordinar. Și uite sub picioare. Orice sunet te va trăda. Опачки, а это у нас растяжка. Aici mai avem o capcană. Aici avem o растяжка. Растяжка asta un fel de funie legată de o grenadă și dacă o atingem, putem exploda. Interesant dacă se poate pus așa capcană. Asta este o grenadă. Super. Atent. Pare mi se avem oaspeți. Mergi în ungher și ascunde-te. Și uite cum lucrează profesionale. Vladimir Sindrov, profesional, ce să fac? Va primi bătaie? O, încă un muzicant. Ce poți să mai faci în acest tunel? N-ai ce îmbla fără treabă pe aici. Ia-i arma, consideră că e trofeu. Hai să mergem mai departe. E aici s-au baricadat. O revoluție adevărată. Trebuie să mergem mai aproape de ei. Neutralizează-i pe cei ce stau la post. Da, și cum să facem noi asta? Parcă totul e liniște. Ce, stăm amândoi aici? N-am înțeles. Sunt profesional, dar s-au ascuns. Hai să încep și eu să-i... Omoră în general nu și armă nu are. Dar dacă trebuie, trebuie să-l omorăm. Wow! Nemernicul ăsta tocmai a omorât unul de-al nostru. Stai aici, noi vom acoperi. Pe partea dreaptă avem. Așa, e câte unul, stai aici. Da, lemnul ăsta trebuie acum să iasă. Sincer, cam nu-mi e comod cu arma asta să-mi împușc pe cineva să trag. Arma asta nu are nicio precizie, nimic. Ei, voi mă aștepta să ias. Văd că destul de bine se comportă soldații ăștia. Inteligența soldaților din joc e destul de bună. Adică se ascund. Te
Te voi omoră de la dracu. La nimicitul. Uite animala. Acum să vedem cine e animala. Mă numesc în fel și chibă ăștia. Văd că au și ei bune arme. Probabil tot e un automat ca așa în ea. În glonț te nimeresc și trei prin părți. Cel puțin suntem la același nivel cu armele. Dacă îmi puși pe reprize scurte, mi se primește să mai nimeresc pe cineva. Aici era data trecută cineva. Avem aici oaspeți. Da, oaspeții acolo se vor salta cu voi. Trebuie foarte, foarte atent să ieșim, să vedem cât sunt ei. Stai pe loc. Da, da, fix așa voi face. Cineva se aude acolo. Drăcie, bine, ne sting. Vă scot intestinele. Wow, ce sfioroși. Într-adevăr sunt niște bandiți dacă vorbesc așa limbaj. Așa, doi am observat. Unul a plecat. Nu a rămas unul. Care nu știu unde ținte. Așa, mai este cineva. A apărut și profesionalul. Mi-a arătat doar cum să omoară un om beat. Un alcoolic. Ar trebui să merg să iau careva muniție. Uitați, și dinamita este aici. Va prinde bine. Așa, armele sunt destul de vechi. Este vreun dulap ăsta sau? Poate găsesc vreun automat ceva mai bun. Așa. Armele la toți sunt la fel. Văd că aceasta are ceva o... un mânier așa special. Poate trage mai bine. O lăsăm pe asta. Lăsăm această armă. Așa, hai să mergem mai departe. Specialistul, adică profesionalul sisteme să treacă mai departe, da? Tot să-i spun bourbon, dar eu să-i spun profesional. Se vede unul, nu? Mă miram eu dacă murea din prima. Și am luat careva dinamită, să încercăm cu dinamită. Au, asta nu e dinamită. Am vrut să apăs butonul pentru a arunca dinamită, dar nu știu care. Este. Să vedem ce efect va avea. Îi va scoate pește. Așa, zboară în noi. O zboară deja, gata. Vna slitit. Ho, ce precizie. Asta sarmanul s-a speriat. Dar te uit la el cum alearg. La revedere. Așa, aceleași arme. Măști interesante au ei. Pentru ce le-au pus interesante.
Poate deprins lumina sau nu? Știu, o lanternă stricată. Da, nimic interesant. Hai să mergem mai departe. Credeam că voi întâlni în calea mea mutanți, monștri, dar oamenii simplu câteodată se comportă mai urât ca monștri. Oare câți oameni și frați ca mine vor încerca să mă omoare până când voi ajunge la polis? Podul e un loc cam strașnic, băiete. Uite, avem un plan. Eu te acopăr, iar tu ai grijă de mine. Dacă vom merge împreună, ne vom descurca. Și nu-ți văd de cap. Eu mai am chef să trăiesc. Și ce-o face? E plin cu lilieci aici. Și niște sânge proaspăt. Apasă G pentru a lua masca antigaz. Masca antigaz, repede! Ei, hai, ieșiți, fricoșilor! Ieșiți, a venit tata! Da, eu aș zice că mai bine nu ieșeau. Dacă a venit tatăl, a să se rupă tatăl cu ei. Wow! La arma asta repede se finisează cartușele, este foarte rău. Și dacă ar fi singur eu aici, wow, bateriile la lanterna s-au finisat complet, nu? Acum luminează cât de cât. Uitați-vă, să nu m-am uitat în urmă, avea să mă atace fără să știu. Și nici nu știu câte gloanțe trebuie să intre în el. Ca să-l văd mort. Da. Ce o cutie. Trebuie să intrăm înăuntru. În cutiile astea, în lăzile astea, nu soare. Oh, strașnic. Ar trebui să fie cu careva muniție în lăzile astea. Dacă zburbon să se luptă cu cineva acolo. Așa, avem același tip de armă, așa că nu ar trebui. N-are rost să-l luăm, să le schimbăm. Da, cineva cară păpuși cu trenul. Încă o ladă, să vedem ce este aici. Hai, deschide. O adevărată comoră. Lăzile sunt închise. Și-l căutăm pe Bourbon, pe specialist, pe profesional. Care se teme să meargă singur. A, eu văd că a omorât și el pe cineva aici. Încă o persoană moartă. Aștia sunt băieții din lat Ganza, caută bandiți. Da, văd că au căutat până au murit. Nu înțeleg de ce vine câte unul. Văd că aici stă unul mort, dincolo câte unul așa. Ar trebui să mergem mai departe, nu? Hai, specialistul. Profesionalul, de fapt. Ce ne trage în noi, n-am înțeles. Este cineva... Gata, acum e totul ok, spate mers. Să înțeleg că Bourbon l-a omorât pe unul. Da, după cum se vede, eu ar trebui să-mi pușcă în spate, mai mult. Cam nu prea cu succes eu omor animalele astea. Trebuie să mă deprind puțin cu arma asta. Și cu lumea din jur. Să vedem ce este o ladă. Așa, vrem, nu vrem, trebuie să mergem prin
Ну и качели, мать его, в бога душу. У тебя есть одна ляган, шива мажуратура. Nu știu, nu cred că ar trebui să o pronunț. Și aici mutanți? Atâta mutanți cu carne astea s-ar trebui de făcut ceva. M-a speriat de asta. Wow! Релица, așa se numește această armă. Este o armă înceată. Trage cu bile de metal. Ok. Văd că și toți sunt morți. O funie. Cred că nu putem să o luăm. Hai să o încercăm, să vedem ce face această armă. Poți să-mi puști încet. Dar nu mai vreau să mai urc sus, să nu fie vă mutant pe acolo. Până când muniția ne ajunge. Tunelul s-a surpat la masă. Iar aici este o scăriță frumoasă, alături. Este o ambuscadă. Pot să mă jur că e o ambuscadă aici. E și ce dacă? Hai, după mine. Ok, dacă e o ambuscadă, noi ambuscadele iubim. În care parte vine? În care parte se aude? Sunetele groaznice. Fii atent! Da, efectiv armă ta. Efectiv arma numai că cam înceat, cum așa a spus. Au mai rămas 15-16 patroane. Hai să mergem cu revolverul, poate. N-am înțeles ce să fac unde merg. Catacombe. Bulevardul Păcii era la câteva sute de metri, dar Bourbon m-a preîntâmpinat că drumul merge prin niște catacombe pierdute. Trece, parcă nu ne ajungeau mortăciunile cele. Deja și cimitirul ăsta. Artyom, ia vezi, pe la mortăciunile astea. Poate găsești ceva folositor și după care mergem. Jmură. Da. Opa, ce se întâmplă? Se întâmplă ceva neplăcut. Probabil la gazele astea, sau la ciupercile astea verzi, am halucinații. Hai, deschide-te, Artyom! Nu știu din ce cauză, dar mă doare eu. E un loc straniu aici. Ții minte înțelegerea noastră? Da, țin minte înțelegerea noastră. Haide, hai odată! E prea bună clasa. Hei, iubita mea frumoasă, eu mă voi întoarce și te voi vopsi cu diferite cuvânt și te voi murdări. Ai spus niște cuvinte fără sens. Porțile se deschid, porțile se deschid, marețele porți negre. Eu aud chemarea, eu aud chemarea. Poruncește, eu te ascult, eu sunt robul tău. Ai spus, a luat o raznă Bourbon-a noastră, eu sunt bucuros să mă supun. Dar continuă să cânti, te rog. Mi-a spus, trebuie urgent salvat asta. Curge minte. Și eu văd floricele. Hai, Bourbon, treci. Să vede cum a ajutat și extraterestrul ăsta. Ce-i cu porcăria asta? Artyom, tu ai auzit asta? Ce cântece? Mai dulci ca Vladimirski Central. Dar strașnic.
nu uita să scoți masca anti-gaz după ce treci zonele periculoase. Altfel, vi-l pot strica. Probabil că în luptă. Dar tu, băiete, ești mai dur decât par. Bravo! Hai să mergem mai departe. Noi aproape că suntem pe loc. Principalul, pe prag deja să nu-i mănânci tot cu... Da, să vedem ce este aici. Am vrut să merg pe scara ce... Și masca antigaz trebuie repede. Uite și bulevardul Păcii. Tu principalul nu deschide gura. Tăticul va face totul. Da, așa, bateria e full încărcată. Oamenilor, fraților, deschideți, vă rog, nu mă lăsați să mor într-o moarte groaznică. Masca anti-gaz. Dar cum să ies eu de aici? Oare cum să ies eu de aici? Scări înapoi nu sunt, asta e... extraordinar de rău. Probabil pe aici voi uite aici. A adorat o leac călătoria mea prin boltoaca asta. Dacă nu am fost atent și m-am uitat sub picioare. Mateus nu cad iarăși. Ura, în sfârșit. Pare mi se merg înapoi. Da? Așa și este. Să mă întorc înapoi, dar nu pici am fost odată. Totul e corect. E de folos acest compas. Până la urmă. Ha, ora. Рижская, стация Рижская, скорее всего. Хочу сантер сус. А куш не вор мугаешь ты? Че не снимай ничего, а? Нам интересно, но вор снит скид. Не мер, ничелор. Печина садусь до повой. Пес пуркачу. Семен, порнешь ты карачору. Хайся салвам пи семи морси эште. Артем, цените. Астаз вам авиа сукчес. Ну что, фельд сукчес, к паре миссии не вор артака. Ой, вытешь прими. Primul animal. Și cred că ăsta nu e ultimul. Și n-ai unde te ascunde. Deci doar trebuie să împuști. Să încercăm cu dinamita. Hai că încet, încet ne ajută și ăștia. Super! Ai avut efect. Asta e cărciorul ăla? Am spus că... Ce vrea dracu ăsta de la mine? Mai sunt oare mulți? Hei voi, ia arătați-vă. Ia să ascultă. Băieții ăștia, în general, nu știu de glumă. Ohoho, ce întâlnire.
Poate este o vrăvedenie? Nu, ăsta e Burbo, în carne și oase. Eu nu mai credeam că te voi întâlni. Simeon, ia uite, cine a venit la noi? Asta da, rahat. Ne-am împotmolit, băiete. Hei, Mihalici, ce întâlnire! Tu n-ai să mă crezi, dar chiar vreau să te văd. Ați auzit, băieți? Puneți pe masă tacâmurile din argint. La noi, în ospeție, a venit Burbon. Burbon, principalul nu retrăiești, nu pleca nicăieri. Ții minte unde trebuie să mă aștepți. A, țin minte. Ești sigur? Poți să-ți aduc aminte dacă ceva. Sigur. Ceva nu au împărțit băieții ăștia. Dar până la urmă, oricum, ne-au deschis poarta. O poartă foarte serioasă. Piața. Niciodată în viața mea n-am mai văzut așa piață. Aici puteai să cumperi în general totul. Păcat că Bourbon avea tătării la soldații de la Ganza și nu vroia să se rețină. Asta a fost al doilea episod din Metro 2033, Redux. Traducerea mea nu este perfectă, dar cred că careva din covorbiri se înțelege. Voi nu uitați să vă abonați, să puneți like și... Ne vedem data viitoare. Pa, pa!